Astăzi, la sediul Direcției Județene de Sport, a avut loc tragerea la sorți pentru stabilirea celor patru grupe din cadrul cupei TLM la fotbal în sală. Tragerea a fost efectuată de Vasile Ecure, fost fotbalist la CS Botoșani, Radu Anghel, inspector de JS, Mihaela Macobei, prezentator al știrilor sportive la TLM, și Gabriela Erdic, realizator al emisiunii Top Sport. Iată care sunt cele patru grupe. Grupa A, Termica, Academia de Mobile, IPJ, Tehnica Sis. Grupa B, TLM, Nord Proiect, Apcafe, Unit.com. Grupa C, PSD, Parbriz Center, Totex, Ovisim. Grupa D, IJSU, Panda Import-Export, Elsaco Electronic și PDL. Startul competiției va fi dat de Societatea Termica ESA, care va juca cu Academia del Mobile. N-am cunoscut încă reprezentanții tuturor societăților care am crescut în grupul, dar cine mai bun să câștige. Totodată, cei care vor începe seria meciurilor transmise în direct și vor juca de la ora 19 vor fi Inspectoratul de Poliție Județean și Tehnica SIS. Unii au emoții, alții nu. Nu am niciun fel de emoții. După cum arată grupele în momentul de față, nu ne facem niciun fel de probleme. Problema este timpul și să ajungem la meciurile semifinale. Acolo va fi mai interesant. Luni de la ora 19 o să întâlnim poliția, să sterzim meci frumos. Și le dorim succes la toți participanții. Unul dintre meciurile care se anunță a fi interesant este cel dintre echipa PDL și firma Elsaco Electronic. Am căzut cu Elsaco, însă nu am căzut cu Barcelona. Cred că putem trece de grupă, după părerea mea. Eu însă aș vrea să vă felicit pentru acțiunea pe care ați avut-o și cred că principalul obiectiv este de a încuraja oamenii să facă mișcare, să facă sport. Pentru Cupa TLM va fi constituită și o comisie de contestații, din care va face parte și Radu Anghel, inspector de GSM. El a acceptat de asemenea și invitația TLM de a fi membru în juriu. Sperăm să nu avem un val de contestații la această cupă. Majoritatea echipilor au oameni valoroși care probabil că nu vor face contestații și sunt convins că toate lucrurile vor merge, nu bine, foarte bine. Evident, toate echipele tind spre premiul cel mare de 1000 de euro, însă pe lângă acesta vor mai fi puse la bătaie și o sumedenie de alte surprize. Premiul pentru băghetelul turneului Marian Tudu l-am intitulat noi, premiul pentru cel mai tehnic lucrător Nicolae Dobrin și premiul pentru cel mai bun sportar Ion Bordean. Am dorit acesta să facem un omagiu fotbalistilor care, eu știu, făceau municipalul creamă în urmă cu aproximativ două decenii. Detalii despre competiție și programul complet îl puteți găsi și pe pagina de web a postului de televiziune și anume www.tlmbt.ro.